anul viitor, te-am primat Sfântul Democrat Liberal să fie sus pe sediul PSD din Vitele. Sunt mai degrabă de a te ții dumneavoastră văzând și sigur nu sunt de a te spun asemenea în viralitatea. Nu v-am făcut de râs și sunt sigură că nu voi face de râs particul în perioada imediat următoare. Să câștigăm încrederea oamenilor. De aceea, pentru a fi sau... Va fi viitorul președinte al României. Lăsați-o mai încet, mai încet. Caraciu, dacă este prezent pentru a susține candidatul la Rochion, îi va prezita care... Care a fost cel mai haios moment de la convenție pe care l-a putut? În paleologul discursului ăsta. Mai concret, mai pregătit, mai specific. Când am mâncat numele ciocolatei, da, când am mâncat ciocolatei. S-a făcut foc. De la realitatea care s-a spus statul salariului, de la realitatea, se mai plătesc salariile. Pe la antena se plătesc salariile. Dar eu spune sincer, v-au scăzut salariile în ăștia 2 ani de zile la realitatea sau la antena. Confidențial, dar să știm și noi. Mergem la antena. Cum se întâmplă? Au scris vreodată salariile la antena 3 în ăștia 2 ani de zile. Nu e nimeni la antena. Da, este confidențial. Mai atunci ce
Ați încălcat regula jocului, că ați putut răspunde. La ProTV nu răspunde. Acolo TV, nu. La prima TV cum se pus salariile? Bine că ne-au cumpărat cine. L-au cumpărat? Mă zic, mă, da. A, camere, pe performanță. Mă refer la bănuții din funcționat. Cum s-ați pus salariile? Bine, ia cam un pic să ne bage toți banii pe care să le mâncă. Foarte bine, munca la negru, auzi. 157.000 de contracte de muncă în 10 zile. Da. Păi de-abia început. Săptămâna viitoare să vedem. Ce moment a fost mai bun? Ce moment? Când ai câștigat, ce moment poate fi? Ce mai amuzant moment? Când a zis paleologul că nici a lui nu pleacă din bandit care l-au mandat. A fost domnul paleologul care a un om inteligent, un om care are o cultură vastă, un om cu perspective politice și care e un om de dreapta adevărat, dincolo de șarmul și de umorul pe care uneori știe să-l pună și să-l aibă. Președintele va fi întâlnit în această dorosire? Aici, la congres. Doar atât. Doar atât. Zila dumneavoastră, le-a dat. Acum tot nu ne-am venit, cu lista aia așa. Eu v-am spus că mai corect proces de votare și mai transparentă procedură, cred că aici s-a luat o convenție a partidului, a unui partid politic din România. Fiecare și-a făcut lobby, au încercat să câștige votul colegilor care au participat la convenție, de aceea probabil că au fost mai multe alternative, mai multe soluții, dar a zis că nicio listă n-a ieșit. Au ieșit din fiecare câte ceva, ceea ce demonstrează că a fost un proces corect și ca în orice proces de vot, fiecare încerca să-și facă loc. Cabina de vot nu s-a decis cel care a votat și de aceea nici o listă nu s-a confirmat. Și au ieșit ceea ce au decis colegii noștri participați la convenție. Domnul Bondă, mulțumim foarte mult, da, dacă voi numai voi nu mai știu să pun întrebă. Nu mi-ați răspuns la întrebarea cu salariile de pe criză, nu mai pot. Domnul Bondă, dacă nu supăr. Deci cum stăm cu salariile de la zona și de la rețetă? Ha, cum stăm cu salariile de la zona și de la rețetă?